Fugarul Vladimir Plahotniuc este cercetat în 4 dosare penale pe teritoriul Republicii Moldova. Pe bunurile acestuia din țară și de peste hotare a fost pus sechestru în valoare de 2,3 miliarde de lei. Chiar și așa, fostul șef al PD nu este dat în căutare internațională de Interpol pentru a asigura arestarea și extrădarea lui. În același timp, unele surse susțin că Plahotniuc s-ar afla în prezent în Turcia sau pe teritoriul controlat de Ankara, unde ar organiza întrevederi cu persoane din Republica Moldova. Într-un răspuns expediat postului nostru de televiziune, Procuratura Anticorupție a anunțat că în prezent Vladimir Plahotniuc este vizat în 4 dosare penale. Este vorba despre cauza numită generic frauda bancară, unde Plahotniuc este bănuit de devalizarea sistemului bancar al Republicii Moldova. La fel, acesta are statut de bănuit în dosarul Metal Feroz, dar și în dosarul procurării frauduloase a blanchetelor pentru pașapoarte pornit de Procuratura Generală în toamna anului 2021. Totodată, lui Plahotniuc îi se incriminează faptul că, fiind conducătorul unei organizații criminale, a promis și a oferit personal bani în proporții deosebit de mari fostului președinte Igor Dodon, care la rândul său este cercetat penal pentru trădare de patrie. Astfel, Procuratura Anticorupție anunță că în colaborare cu Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a aplicat sechestru pe bunurile lui Plahotniuc, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în străinătate, în valoare de peste 2,3 miliarde de lei. Este vorba despre 75 de construcții și încăperi locative și nelocative, 45 de terenuri pentru construcții, 15 mijloace de transport, 9 cote în capital social, mijloace bănești din 4 conturi bancare și 3 creanțe. Chiar și așa, fostul șef al PD Vladimir Plahotniuc nu se regăsește în lista infractorilor căutați de Interpol. După ce organizația internațională a refuzat să-l caute pe Plahotniuc, autoritățile de la Chișinău spun că au mai insistat ca oligarhul fugar să fie inclus în lista de căutări a Interpolului. Solicitării nu i s-a dat curs deocamdată. În octombrie 2021, Procuratura Anticorupție a solicitat repetat Interpolului anunțarea numitului în căutare, însă până în prezent nu am primit un răspuns. Anterior, fostul ministru al Justiției, Sergiu Litvinenko, a declarat că Plahotniuc s-ar afla în Ciprul de Nord. Discuțiile privind extradarea lui Plahotniuc dat în căutare încă în 2019 ar fi dificile din cauza că regiunea nu este controlată de Nicosia. Într-un răspuns al autorităților de la Ankara, adresat celor de la Chișinău, s-a specificat însă că fostul șef al PD nu s-ar afla pe teritoriul Turciei. Chiar și așa, unele surse susțin că în prezent Vladimir Plahotniuc s-ar afla în Ciprul de Nord, unde ar avea protecția președintelui turc Erdoğan. Asta după ce în septembrie 2018 Plahotniuc ar fi permis expulzarea de pe teritoriul țării noastre a mai multor cetățeni turci profesori la liceul Orizont. La fel, sursele susțin că Plahotniuc ar organiza acolo mai multe întrevederi cu persoane din anturajul său, atât din Republica Moldova, cât și cetățeni străini.